Hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum ați văzut deja și din titlu, astăzi m-am hotărât să filmez uh, favoritele lunii mai în materie de parfumuri, bineînțeles. Și cred că o să fie așa un fel de 2 în 1. În același timp aș vrea să vă prezint și așa un fel de update la parfumurile pe care le-ați văzut deja în hol, în holul de pe luna mai, pentru că fiind parfumuri noi, evident că le-am folosit, îmi plac desigur că o să vă fac update-uri la parfumurile care mi-au plăcut fiind un clip de favorite despre celelalte care îmi plac mai puțin o să vorbim și, nu știu, în alte videoclipuri ok și o să încep din, din spate în primul rând acest Peach Glow de la Zara care mi-a plăcut foarte, foarte mult este un parfum cu piersică da, o piersică și din câte parcă avea și nectarina, din câte mi-am piersică, nectarină, dulce, zemoasă. Miroase foarte bine. E un parfum suculent, delicios, clar potrivit pentru sezonul cald, în special de primăvară, dar și de vară. L-aș vedea în luna iunie, cred că s-ar potrivi în continuare foarte bine, pentru că nu, totuși nu mi se pare genul acela de dulce, foarte gurmand, foarte greu pentru sezonul rece, nu. Clar este făcut pentru a fi purtat în sezonul cald primăvara, dar și vara în special. Foarte frumos, nu are o persistență monstruoasă, undeva din ce am văzut 2 maxim 3 ore, dar este un parfum accesibil, chiar ieftin aș putea să zic. Eu îl port în special prin casă, seara la culcare, mă bucură, mi-aduce un zâmbet pe buze. Este genul acela de parfum Happy Scent pentru mine. Deci da, foarte, foarte frumos. O să-l pun aici pentru că să nu facem vreo nefăcută. Ok, și o să continui cu, desigur, frumosul acesta de la Elisable Parfum, pe care l-ați văzut și pe el în hol. Un floral alb foarte, foarte frumos, cu floare de portocal, cu iasomie, un miros minunat, dar are o miere foarte curată, o miere proaspătă, transparentă. Parcă și-mi imaginez acele flori albe pe care picură această miere. Miere, efectiv proaspăt coleasă de la albini, o miere din aceea da, transparentă, translucidă. Foarte frumos, miroase bine, mi se pare că este un parfum uh, optimist, dar și luminos cumva, îl văd. Este un floral alb, mi se pare și elegant în același timp, dar uh, totuși versatil. Mi se pare că merge foarte bine la tot felul de ținute. Merge și la rochițe și la ținute ceva mai elegante, dar la și, și la ținute casual se potrivește foarte bine. Așa că da, și mi se pare că uh, chiar acest parfum chiar clar și merită banii. Și este cumva un parfum oarecum de buget, totuși la varianta aceasta mare de 90 ml, încă are un preț destul de bun și are și siaj și persistență, deci da, clar este un parfum care merită, care miroase foarte bine, creat de către Francis Curgean și da, minunat. Nu mai e de bine despre el. Tot un parfum creat de către Francis Curgean este acest rumior de la Lanvin. La fel și pe el l-ați văzut în hall și oarecum aș putea să zic că este varianta mai accesibilă cel puțin are genul acela de mos, cum se regăsește și în parfumurile de la Narciso Rodriguez Forher, Her, apă de toaletă și apă de parfum și fiind toate create de către Francis Curgean, pot să zic că cumva cu acest rumior de la Lanvin au creat cumva, a creat o variantă oarecum mai accesibilă pentru acele parfumuri, care miroase foarte bine în continuare are și, sia, și persistență. Pe acesta într-adevăr îl simt ceva mai cristalin, nu îl simt pudrat cum îl simt pe apă de parfum în special și în schimb în acesta simt foarte bine notă de la Deci de la lăcrămioară pot să zic că da, o simt foarte foarte bine în acest parfum și acesta îl face oarecum puțin diferit față de parfumurile de la Narciso Rodriguez. Apă de parfum, din câte mi-am că avea un trăndafiraj ceva și apă de toaletă, tot ceva flori, dar în acesta clar iese în evidență, mi se pare, că foarte bine acea crămioară cu acel mosc, un mosc proaspăt, curat, care mă duce cu gândul la un săpun de lux, la bazam de rufe, la curățenie. Foarte, foarte frumos, un parfum de buget care clar, clar merită. Da, și cum vă spuneam, cum de altfel tot Francis Curgean l-a creat, creat, și pe Burberry hăr, tot așa varianta mai accesibilă a lui Bacararuș. La fel pot să zic că oarecum așa îl văd eu și pe acest rumior de la Lanva. O variantă ceva mai accesibilă pentru cele de la Narciso Rodriguez din gama For Her. Ok, mai departe, continuăm cu două ape alegorice, alegorice da, de la Guerlain, pe care le-am folosit și le-am purtat destul de mult în aceasta și le ador, le iubesc. Primul ar fi acest Granada Salvia, un parfum cu rodie și salvie, un parfum proaspăt, tot așa, delicios, care miroase atât de bine. Se simte efectiv ca, un, ca o băutură răcoritoare, ca un pahar proaspăt de suc răcoritor, efervescent, absolut delicios. Nu știu cui nu ar putea să, să placă acest parfum, deci este minunat, miroase bine. Și pentru Aqua Alegoria persistă chiar destul de bine, până la 5 ore. Și același lucru pot să zic și despre Flora Salvagea, care este mai floral de data aceasta, vedeți că are un lichid ceva mai movuliu. Da, un mov spre lavandă oarecum, deși nu are lavandă. Da, acesta, din câte știu, are flori de câmp, e cumva acvatic, așa, foarte, foarte frumos și el se simt foarte bine, acele flori de câmp. Clar, acest parfum mă duce cu gândul la, la copilăria mea. M imaginez câmpurile acelea de flori întregi în care am copilărit, pe care le-am simțit tot timpul, în special primăvara. Îmi imaginez undeva aceste câmpuri în apropiere de un râu care curge, deci minunat, foarte frumos și la fel persistă destul de bine, tot așa undeva cel puțin 5 ore persistă. Acestea două mi se pare că din toate apele alegorice pe care le am eu persistă cel mai bine. În special Flora Salvagia, acesta mi se pare numărul 1 la persistență și foarte, foarte frumos, foarte bine realizat. Ok, mai departe vorbim și despre acest anar de la Amoaj, foarte, foarte frumos și el. Un parfum creat de către Anne Filippo, din câte mi amintesc, este și el un floral foarte frumos pe bază de iasomie, de flori albe. Uh, da. Îl simt cumva acest floral alb destul de verde. îl simt destul de bine notele verzi în el. Și în același timp, îl simt un pic cremos, dar tot așa e genul de parfum care efectiv mă duce cu gândul la alb, la puritate, la curățenie, mă duce cu gândul la o mireasă, clar. Uh, am inclus acest parfum și la parfumuri pentru o mireasă și da, se potrivește, merge foarte bine. Miroase, bine, tot așa este genul de parfum care este elegant, dar în același timp și casual, poate fi purtat la multe, multe ținute, foarte persistent, conceiaj destul de mare și da, este un parfum care merită și genul must have, clar. Nu este un parfum tocmai accesibil, dar e frumos. Bun, mai departe, două parfumuri de la Narciso Rodriguez pe care le-am purtat și le-am adorat luna aceasta. În primul rând, Pure, acest Pure Mask, tot așa, un floral cu mult mosc, un mosc pufos, cremos, în stilul Narciso Rodriguez, foarte, foarte frumos și el. Îmi imaginez așa, nu știu, cea mai pufoasă și moale pernă, efectiv, pe care îți pui capul, efectiv. Miroase foarte, foarte bine. Este genul acela de parfum, efectiv, ca un norișor care te învăluie, te face să te simți confortabil, plăcut, minunat, miroase absolut demențial și îl iubesc, cel mai curat și pufos mosc pentru mine. Apoi, tot de la Narciso Rodriguez, ca să terminăm cu aceste parfumuri, am folosit și am adorat acest cub Narciso Ambre, care într-adevăr are o ambră, dar este tot așa o ambră cremoasă cumva și are și un vibe cumva exotic, tropical, dat de la o floare de frangipani, parcă din câte mi-amintesc. La fel și pe acesta îl simt tot așa cremos, pufos, tot așa genul de parfum confortabil, care îți dă o stare de bine, într-adevăr. Vai, ce frumos este! Parfumurile acestea de la Narciso Rodriguez sunt demențiale. La fel și cuburile, iarăși, sunt absolut demențiale. Miros foarte, foarte bine. La fel, acest parfum mă duce, are și acel vibe ușor de, um, nu știu, piele bronzată, piele sărutată de soare. Clar mă duce gândul la, la soare, tot așa, un parfum optimist, luminos. Deși nu l-aș purta neapărat doar în sezonul cald, merge cam tot timpul anului, dar este minunat. Chiar recomand să-l testați dacă nu l-ați încercat până acum. Ok, mai departe, tot în hol ați văzut și acest Orange Blossom de la Telecolon, Colon, Foarte, foarte frumos și el. O să încerc să-l scot din această husă. Nu știu dacă voi reuși. Da, pe bază de flori de portocal are și o portocală dulce, foarte dulce. Simt o portocală roșie combinată cu acele flori de portocal. Este cel mai natural și plăcut parfum. În general, parfumurile de la Atelier Colon se simt foarte natural, foarte plăcut, miros, demențial. La fel, nu au cea mai mare persistență din lume, undeva pe la 4 ore persistă acest parfum, 4-5 ore, dar mirosul, da, din punctul meu de vedere, pentru miros merită. Da, minunate. Oh, da, îmi place clar mult, mult de tot și o să continui să-l porți și în această vară, pentru că clar este un parfum de sezon cald, de primăvară-vară. Bun, apoi mai departe, un parfum pe care nu l-am mai purtat de mult timp și nici nu v-am mai vorbit de el de mult timp, este acest Shalimar Sufle de Parfum. Un parfum destul de interesant, care păstrează oarecum acel ADN de Shalimar, dar clar este mult, mult mai aerisit, mai proaspăt, mai de sezon cald. Deși simt în continuare acea vanilie specifică din Shalimar, dar clar este o variantă mult, mult mai portabilă. Știu că la început când l-am achiziționat simțeam destul de bine, uh, simțeam mai degrabă um, florile albe și citricele din deschidere. Mi se părea că era mai ascuțit cumva. În schimb acum să știți că s-a schimbat cumva, mi se pare că s-a mai îndulcit, că se simte mult, mult mai bine acea vanilie. O vanilie foarte, foarte frumoasă și da, mă duce gândul la, nu știu, chiar la ceva zahăr bombonele, zahăr, da foarte foarte interesant la început când l-am mirosit l-am zis simțeam doar citrice, simțeam acele flori, ceva mos pentru că da are destul de mult mos și se simte destul de bine acel mos din el dar acum s-a îndulcit și lucrul acesta îmi place foarte foarte mult și chiar mă bucur pentru că într-o perioadă mă gândeam să, nu știu, să scap de el dar acum mă bucur că, că nu am făcut lucrul acesta pentru că, da, începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Am consumat ceva din el și clar o să continui să-l folosesc în această vară. Da, bun, mai departe, ce ar mai fi? Ar mai fi și aceste două parfumuri de la The Library of Fragrance. Și ar fi așa, prima dată, acest pistachio ice cream care miroase a înghețată cu fistic. Foarte, foarte delicios. Îl simt cremos, simt acel fistic. Simt efectiv înghețată, înghețată de vanilie cu fistic, cu frișcă. Mm, da, miroase demențial. Uh, nu sunt genul de parfumuri care să persiste, dar de mirosit clar, miroase foarte bine dacă vă căutați și vă dulce gourmand. Uh, mirosul autentic de înghețată de fistic, chiar vă recomand acest parfum. De persistat, nu prea persistă ele, nu știu maxim două ore, dar miroase foarte, foarte bine și același lucru pot să zic și despre acest bubble gum care miroase exact a gumă de mestecat. Cu, combinat cu ceva note fructate, din ce am văzut, da, miroase efectiv agumă gumă de mestecat, nu pot să pun mâna pe un anume fruct, nu miroase nici a, căpșul, nici a... Dar efectiv miroase a guma aceea de mestecat din copilărie. Seamănă oarecum și cu cel de la Moschino Toy 2 Bubble gum, pe care l-am avut și l-am terminat. Dar a, în acela simțeam și o notă de trandafir. Ei bine, în acesta nu simt nimic floral, simt doar acel Bubble Gum și atât. La fel, nu prea persistă, dar miroase foarte, foarte bine. Și ca miros pot să zic că parcă îmi place o idee mai mult acesta decât cel de la Moschino. Deci da, și este și mai, mai ieftin. Din ce am văzut, se găsesc pe notino cele de la The Library of Fragrance. Ok, și ce mi-a mai rămas? Mi-a mai rămas două, trei. Uh, îmi place în continuare acest So Scandal de la Jean Paul Gaultier. Îl iubesc, îl ador și chiar îmi doresc, mă bate gândul să-mi iau și o sticlă de backup la el pentru că am această variantă de 30 ml din care deja jumate din sticlă s-a dus și miroase atât, atât de bine. Pot să zic că îmi place la momentul actual chiar mai mult decât Scandalul Original. Aceasta este varianta mea preferată din toată gama Scandal. Le-am testat pe toate, le cunosc pe toate. Acesta mi se pare cel mai frumos. Într-adevăr, nu e la fel de persistent ca Scandal sau Scandal by Night. Este o variantă mai lejeră, mai de sezonul cald. Se simte în continuare acel ADN miros. Foarte, foarte frumos, pe care eu îl iubesc dar e clar, este un miros mai lejer, mai pentru sezonul cald, de primăvară, chiar și vară, l-aș vedea vara înspre seară, în continuare, dar nu neapărat. Foarte, foarte frumos, îl iubesc și chiar să văd, s-ar putea să-mi iau o sticlă de beca la el. Minunat! Vai ce frumos miroase! Am mai testat și varianta aceea nouă, Le Parfum, parcă așa zicea, și acela e frumos, dar în continuare acesta rămâne preferatul meu. Minunat! Și a, luna aceasta am purtat destul de mult și acest Twilly Dermez. Vedeți cât de mult am consumat din el. Jumate din sticluța aceasta am consumat-o deja și să știți că mi-a plăcut foarte, foarte mult luna aceasta. Într-o perioadă l-am cam ignorat așa, nu prea l-am folosit, dar luna aceasta m am pus pe el și chiar mi-a plăcut. Are un ghimbir foarte plăcut în el. Mi simte și acel ADN de de Hermes, desigur. Și un ghimbir foarte, foarte plăcut, combinat cu ceva flori albe, din câte știu, parcă avea și tuberoză. Tot așa destul de proaspăt, cumva, un pic lemnos. Minunat, miroase foarte, foarte bine. La fel mi se pare genul de parfum care merge la orice. Merge și la ținute mai sport și la ținute mai casual, deci da, minunat și el, foarte, foarte frumos. Chiar și la ținute ceva mai elegante, de genul și uh, ce mi-a mai rămas? Mi-a mai rămas acest Adrop sei de la Issey pe care am impresia că l-am inclus și în favoritele lunii aprilie. Cred că sigur l-am introdus și acolo, dar nu mă pot abține pentru că îmi place în continuare de nu mai pot. Sunt la a doua mea sticlă, sticlă pe care cred că am început-o, cred că pe la sfârșitul lunii aprilie și vedeți că într-o lună deja cred că am consumat vreo nu știu cât să fie, 15 ml din acest parfum, deci da sunt în continuare obsedată cu el mi se pare printre cele mai frumoase parfumuri cu liliac și îmi place că liliacul din el este cremos așa lactonic, da, de la acel, acea notă de lapte, de migdale așa că nu, nu simt doar acel liliac așa, liliacul poate fi destul de puternic și de deranjant în anumite parfumuri dar aici nu este cazul, datorită acelui lapte de migdale, este și el și solar, cumva vesel, optimist, parcă avea și ceva note solare. Nu știu exact ce ar vrea să fie aceste note solare, dar chiar simți așa, ca și cum au pus o rază de soare acolo. simt vesel, luminos și optimist. Minunat, îl iubesc, îl ador. Și da, cam astea au fost toate favoritele lunii, cu siguranță că am purtat și altele, dar pe acestea m-am axat în mod special. Și da, cam atât pentru astăzi. Lăsați-mi și voi în comentarii ce parfumuri ați adorat, ați iubit și ați folosit intens în această lună. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă pup și ne vedem foarte curând la un nou video. Pa!